Salut! Suntem astăzi aici alături de Iulia. Bună! Vom prezenta un antrenament de fesieri, specific marca Marius Chiera. Și vom încerca pe durata antrenamentului să activăm atât fesierul median, gluteus medius, cât și marele fesier, gluteus maximus. Și o să încercăm, prin intermediul unor tehnici specifice de culturism, să ajungem într-o hipertrofie dorită pentru a avea creșterea sporită. Vom începe cu kickbacks din poziția plecată la 90 de grade. O să încercăm laba piciorului să o ținem ușor rotită către exterior, aproximativ 30 de grade, ca să avem și activarea inserției interioare a fesierului. De apreciat că avem spatele drept pe toată perioada. Există situații în care vedem alte execuții când avem curbura spatelui la fete ca să aibă o detentă și o imagine mai frumoasă pe cameră, dar în cazul de față este bine să avem izolarea fesierului și spatele trebuie să fie drept, fără să aibă o curbă interioară concavă. În cazul fetelor care simt o presiune mai mare pe lombar în execuția acestui exercițiu, le recomand doar să aibă toracele mai aplecat, și atunci presiunea se va reduce. Iulia, fiind o sportivă de performanță, făcând acest lucru de mulți ani, nu are această situație. Și execuția este corectă. Prima serie de 20 de repetări pe fiecare picior este o serie de activare. A doua serie este un feeder set. Deja vom avea 12 repetări cu o pauză izometrică în poziția superioară de aproximativ o secundă. Urmează o serie grea de lucru, vom avea 10 repetări pe fiecare picior, primele 5 repetări vreau să le facem slow negativ, tot așa cu o pauză mică de tot, izometrică, în poziția superioară. Dar creștem din nou greutatea. Bine? Acum următoarele 5 normale, în tempo normal. Suntem la ultima serie de lucru, seria cu numărul 4, o să avem 8 repetări, creștem greutatea. Primele 4 le vom face cu pauză izometrică, ultimele 4 le facem normale, dar le avem în superset cu fiecare picior. Scădem greutatea la aceeași greutate cu cea de la a doua serie și mai facem încă 8. Bine? Eu o să stau să scad greutatea, o să începem cu 27 de kilograme, ulterior revenim la 18 kilograme. Deci avem 4 pauze izometrică, 4 normale și după aia încă 8 după ce scad eu. Patru rapide. Continuă, încă 8. Al doilea exercițiu este o combinație între sumo squat împreună cu fandări laterale cu ganterele. În momentul când folosim fandările laterale cu ganterele, începem deja să pompăm sângele și în fesierul median. O să avem 12 repetări
la sumo squat la prima, dar încercăm să le facem controlate toate, bine? Și urmate de 10 și 10. 10 fandări laterale pe stânga, 10 fandări laterale pe dreapta. De o importanță majoră la fandările laterale, cu pas adăugat, fesierul trebuie să fie cât mai în spate, toracele a plecat pe partea din față, iar capul niciodată nu stăm cu el drept să vedem ce e în față, gâtul ținem în prelungirea coloanei vertebrale ca să protejăm și cervicala. Urmează cel de-al treilea exercițiu, cable lateral kicks. După ce am avut la exercițiul anterior fandările laterale, unde am activat fesierul median, mai departe o să lucrăm mai bine partea mediană a fesierului și o să avem și niște serii mai grele de lucru. Următoarea serie am crescut greutatea, o să facem încă o serie de 14 repetări și pentru ultima serie pregătim un triple drop set cu tehnici de execuție pe durata lungă. Ca să nu neglijăm partea de execuție, încercăm să ne adaptăm mereu după sportiv. Una este planul de acasă, de la care plecăm la nivel teoretic, dar mereu putem să avem situații în care unele grupe musculare nu ne sunt favorabile, să zic, și atunci încercăm să ne adaptăm după sportiv. În cazul de față, am făcut 10 repetări și am făcut un drop și am mai făcut încă 5 repetări ulterior. În planul inițial era să facem 14 cu această greutate. Ne pregătim de ultima serie, unde vom avea încă o dată o creștere, vom încerca să facem 8-10 repetări, apoi un triple drop. Pe parcursul dropului o să încerc să-i spun și câteva tehnici pe care să le facă. La primul drop set va face și 3-4 repetări slow negativ și mă adaptez mereu în funcție de ea. 6, 7, 8. Bun. Drop. Primele 4, slow negativ. Mai fac încă 3. Scurte, acolo jos. 1, 2, 3. Bun, lasă jos. Pauză izometrică în poziție superioară, 2 secunde. Bun. Încă 2. Și încă 3. Scurte. Bravo. Suntem aproximativ la mijlocul antrenamentului. Cum e până acum? Ne-am încălzit bine. Ne-am luat energie acum. Merge? Mai departe? Foarte bine, merge. Super. O să continuăm cu flexii pentru bicepsul femoral din șezut. O să avem prima serie de 16, urmată de una de 12, de 10, încă una de 6, 8 și la sfârșit vom face și o serie cluster. Perfect. Prima serie de 16 va fi făcută în direcția unui feeder set, pentru că nu mai putem să vorbim despre o activare în partea asta a antrenamentului, putem să vorbim eventual despre o reactivare,
Da, intrăm direct într-un feeder în zona respectivă acum. Și ai 16 repetări la intensitate de aproximativ 85%. Negativul teoretic, by the book, după carte de specialitate de la ISA, teoretic trebuie să ai o variație, o detentă de 6 secunde, nu este chiar 6 secunde, încercăm să facem de 3-4 secunde variația de slow negativ, bine? Patru normale. Patru slow negativ. Pentru următoarea serie vom crește din nou greutatea, de data asta primele 5 le faci slow negativ, avem 10 repetări de făcut în total și ultimele 5 le faci în tempo normal, dar mai creștem din nou greutatea. Bun, hai 5 normale, Iulia. 3, 4, 5. Următoarea serie este un cluster set. O să folosim greutatea de la seria cu numărul 3, unde am făcut 10 repetări. De data asta vom face doar câte 7 repetări, 15 secunde pauză, 7 repetări, 15 secunde pauză, 7 repetări, 15 secunde pauză și ultima câte merg. Și... pauză. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 2, 1 și 7, pauză și acum câte mergi? Asta e ultima, Iulia, hai! Urmează ce exercițiu cu numărul 5, îndreptări cu bara pentru bicepsul femoral și le vom face în superset cu fandările statice. În cazul de face fandările statice, au rolul să ne activeze ușor de tot zona quadricepsului, pentru că ultimul nostru exercițiu va fi la genuflexiuni și avem nevoie pentru prima parte, pentru primul range la genuflexiuni, evident, și de quadriceps ca să îl activăm, cu toate că focusul nostru va fi pe zona fesierului. Vom face 3 serii aici. Evident că începem direct cu 35 serie de lucru. Noi am activat deja toată zona bicepsului femoral și acum încercăm doar să intrăm un pic în aprofunzime, urmate de fandările statice. Fandările statice, cum ziceam, au doar rol de activare pentru următorul exercițiu. Pregătim de ultima serie. Între exercițiul 5 și exercițiul 6 o să scurtăm puțin pauzele, o să facem doar o pauză de 45 de secunde, 1 minut, 1 minut și un sfert, față de pauzele normale de 2-3 minute, pentru că am avut deja activarea și dorim direct să continuăm cu ultima parte, genoflexiunile. Am ajuns și la exercițiul cu numărul 6, genoflexiunile. O să facem 4 serii la geno, prima de 16 repetări. Serie intermediară. Suntem deja încălziți de la exercițiul anterior.
O să creștem greutatea. Următoarea serie va fi de 12 repetări. Primele 4 vreau să le faci double to grass și ultimele 4 vreau să le facem slow negativ. 15-15 pe fiecare parte. Ok, sus, 4. Suntem la seria cu numărul 3, o să variem un pic tehnicile de execuție. Primele 4 repetări vor fi făcute în middle post pe negativ, iar ultimele 4 repetări vor fi făcute tip double to grass. Două, trei, hai încă una cu tine. Bun, bravo. Ne pregătim acum și de ultima serie. Este un triple drop set. O să facem cu 25 pe o parte, facem drop de 10, încă 7, drop de 5 și când mai avem doar 10 pe parte o să folosim și câteva tehnici de execuție. Hai să începem direct. Una, mai jos. 2 7 Rămâi acolo. Hai, 7 Continuă direct mai departe. Continuă direct. Double to grass 3 acum, scurte jos. Hai, Iulia. Una. Două. Hai. Încă 3 complete și gata. Încă 2. Hai, încă una. Bravo. Cum ți s-a părut antrenamentul de astăzi, Iulia? Un antrenament chiar intens. Se simte că a lucrat corect musculatura. Să facem cât mai des. Trebuie. Super. A fost un antrenament cu o dificultate destul de grea, să fiu sincer. Dar am avut încredere că Iulia, fiind o sportivă de atâția ani, îl duce cu succes la sfârșit. Sperăm că v-a plăcut antrenamentul nostru pe ziua de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe mai jos. Mulțumim mult! Vă așteptăm la mișcare! Ciao.